Poliția germană a identificat un suspect în cazul alertei teroriste de ieri din orașul Chemnitz. Este vorba de Jaber al-Bakr, un cetățean sirian de 22 de ani, în apartamentul căruia au fost găsite substanțe explozive foarte periculoase, după cum au declarat anchetatorii germani. Alte trei persoane au fost reținute în acest caz. Alerta a fost maximă ieri în orașul Chemnitz din landul Saxonia. În urma unor rapoarte date poliției de serviciile de informații, oamenii legii au descins într-un apartament în care a locuit Jaber al-Bakr, un refugiat de 22 de ani, provenit din zona capitalei siriene Damasc. În locuința cu pricina, polițiștii au găsit mici cantități dintr-o substanță explozivă foarte instabilă, extrem de volatilă, despre care se știe că este mai periculoasă chiar decât TNT-ul. Anchetatorii aveau informații că al-Bakr punea la cale un atentat cu bombă într-un aeroport. Tot ieri, poliția a mai reținut trei persoane care au legături cu suspectul. Doi au fost reținuți în gara principală din oraș, iar un geamantan care i-a aparținut unuia dintre ei a fost detonat de un robot folosit de geniști în astfel de cazuri. Die Sprengung war erfolgreich. Es ist also weder erheblicher Schaden hier an der Umgebung, noch ist irgendein Kollegen etwas passiert. Das stimmt uns insofern froh. Wir konnten damit auch eine doch erhebliche Gefährdung für die Bevölkerung reduzieren. Wir gehen davon aus, dass die Leute in den nächsten Minuten. Jaber al-Bakr era în atenția forțelor de ordine germane încă de acum un an, din cauza legăturilor sale cu diverse celule teroriste afiliate statului islamic. O fotografie de a sa a fost dată publicității, iar populația este rugată să dea orice informație care poate duce la capturarea lui, însă cu precauție. Wir müssen davon ausgehen, dass die Person natürlich gefährlich ist. Jemand, der einen derartigen Anschlag oder zumindest eine Gefährdung plant, der muss per se als gefährlich angesehen werden. Richten aber jetzt unseren Fokus auf die Fahndungsmaßnahmen nach dieser Person, welche wir hier nicht auffinden konnten. Germania este una dintre țările care în ultimul an a primit un număr record de refugiați, iar teama populației față de posibile atacuri teroriste puse la cale de sirieni este la cote ridicate.